În orașul Sires s-a lansat un proiect intitulat Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul orașului Siret, județul Suceava. Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 în cadrul Spitalului de Boli Cronice Siret. Se urmărește înființarea unui centru de diagnosticare COVID-19 în cadrul Spitalului de Boli Cronice și dotarea cu echipamente de prim ajutor. Va fi achiziționat un container pentru pre-triaj, teste COVID-19 și echipamente de protecție. De asemenea, vor fi achiziționate echipamente de prim ajutor, defibrilator, concentrator de oxigen și altele. Se dorește dotarea cu aparatură specifică COVID-19 a centrului de diagnosticare din cadrul laboratorului Spitalului de Boli Cronice Siret pentru realizarea de analize. Va fi achiziționat un analizator biochimie specific testărilor COVID-19, aparat de hematologie, aparat coagulare, nebulizator, defibrilator, EKG 12 canale și altele. Proiectul vizează dotarea Spitalului de Boli Cronice Siret prin achiziționarea de echipamente și aparatură medicală necesare pentru diagnosticarea și îngrijirea pacienților suspecți sau confirmați cu infecția COVID-19, precum și echipamente de protecție pentru angajați și pacienți în contextul infecției cu SARS-CoV-2. Bugetul total al proiectului este de 2.702.600,59 de lei, reprezentând asistență financiară integral nerambursabilă din contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională.